Cum vedeți dumneavoastră femeia respectivă care vine la o consultație la ginecolog și are un partener cu infecția depistată, poate cu vreo leziune? Cum gândiți lucrurile? Automat, trebuie să-i facem, să vedem colul din trei puncte de vedere. Deci mereu trebuie să-i facem Papa Nicolau, HPV și colposcopie. De ce? La ce interval? Trebuie să le facem Papa Nicolau și HPV-ul, le recoltăm o dată. E aceeași recoltare, în același recipient, cu aceeași periuță. Și după ce avem rezultatul, facem și o colposcopie. Deci avem nevoie de aceste trei lucruri. Pe de o parte, vedem dacă există un virus sau nu, care ar putea să înrăutățească lucrurile. Pe de altă parte, Papa Nicolau mi-arată la microscop cum sunt aceste celule anatomopatologic, iar colposcopia practic este un vizualizare la un microscop a colului și atunci vezi în timp real cum arată colul, cum arată marginile lui, dacă sunt diverse modificări care ar necesita poate o biopsie sau o excizie. Și atunci trebuie să avem toate aceste lucruri. În același timp mai există o investigație numită CINTEC Plus, care ne arată gradul de virulență a HPV-ului și gradul de agresivitate a leziunii. Și trebuie să fiecare caz să-l luăm personalizat.